Bună ziua, bun venit, vă spun, la conferința de presă organizată de PSD-PPU cu ocazia prezentării Alianței și a candidatului pentru primăria municipiului Roman al Alianței PSD-PPU. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă anunț că astăzi, aici la Roman, punem bazele unui proiect extrem de serios pentru municipiul Roman și pentru viitor, pentru ultimii 4 ani de zile, în ceea ce înseamnă administrația eficientă și performantă a municipiului Roman. Am bucuria și plăcerea să îl am alături de mine pe bunul meu prieten și coleg, începând de astăzi, primarul dumneavoastră al Romașcanilor, domnul primar Lucian Micu. Bine ați venit, domnul primar! Bună seara! Bună ziua, de fapt! Sunt onorat și bucuros în același timp, așa cum ați și vedut, să vă prezint, aș spune eu, actualul și viitorul primar al municipiului Roman, și acesta se numește Lucian Micu. Vă mulțumesc! Domnul primar, vreau să vă spun că noi, cei din PSD, suntem bucuroși pentru că dumneavoastră sunteți produsul politic al Partidului Social Democrat. Și astăzi vă întoarceți acasă, în organizația unde v-ați format ca un politic și unde ați crescut, ca să spun așa, și unde v-ați început creșterea politică. Eu personal sunt extrem de bucuros, pentru că așa cum știe toată presa și așa cum știu și romașcanii, relația dintre președintele Consiliului Județean Neamț și primarul municipiului Roman, relația dintre Ionel Arsene și Lucian Micu, a fost una extrem de bună. A fost o relație corectă, o relație în care amândoi am înțeles că pentru a face administrație eficientă pentru comunitățile noastre, și aici eu mă refer la județul Neamț și domnul primar Micu la municipiul Roman, trebuie să lăsăm deoparte politica și să facem administrație. Și asta am făcut aici la Roman împreună cu domnul primar Micu și vreau să cred că atitudinea pe care amândoi am avut-o de a lăsa politica deoparte și a face administrație a fost una corectă pentru romașcani. Și asta s-a concretizat în proiectele pe care le-am inițiat împreună, că vorbim de Casa Celibidache, că vorbim de banii care au venit pentru Spitalul Municipal de Urgență din Roman, că vorbim de reabilitarea unei străzi în municipiul Roman, sau că vorbim de partea de centura municipiului Roman, pentru care împreună cu domnul primar Micu am căutat și am convingerea că vom găsi soluții pentru a intra în reabilitare. Astea sunt doar câteva chestiuni pe care le-am făcut împreună și am convingerea că împreună vom putea implementa extrem de multe proiecte benefice pentru romașcani. Și încă o dată vă spun, am convingerea că astăzi v-am prezentat ca și candidat al Alianței PSD-PPU pe actualul și viitorul primar al municipiului Roman și vreau să îi dau cuvântul în continuare domnului primar Micu. Vă rog, domnul primar. Da, bună ziua, vă spun și eu înainte de toate, aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului președinte Ionel Arsene și Alianței pentru modernizarea Neamțului 2020, pentru că au fost singurii care au avut încredere în mine. Au avut încredere în mine ca om și în faptul că ceea ce promit, fac. Și faptele mele de până acum, cred că au demonstrat acest lucru. Aș vrea să fac un scurt istoric și să le reamintesc tuturor romașcanilor și celor prezenți aici de față că am fost ales în 2017 ca primar al municipiului Roman din partea Partidului Național Liberal,
am câștigat și am reușit să îmi duc proiectul aproape în totalitate, până la un bun final. Dar ca orice primar care dorește să lase ceva cu adevărat în urmă, trebuie să înțelegem cu toții că un singur mandat nu este suficient. De aceea îmi doresc foarte mult un al doilea mandat, pentru că avem proiecte care se află în curs de implementare și proiecte care urmează să se desfășoare. Așa cum spuneam, au fost doar 3 ani de mandat. Și dacă nu reușeam să țin în frâu și timpul, dar și frâiele de partea mea, foarte puțin din ceea ce am promis în 2017 s-ar fi întâmplat până astăzi. De aceea, eu nu am de gând să mă las, nu am de gând să mă retrag și vreau să fac ceea ce îmi place cel mai mult, și anume să duc la un bun final tot ceea ce mi-am propus pentru dezvoltarea Romanului, și de asemenea aceasta înseamnă implicit și dezvoltarea Neamțului, a județului Neamț în totalitatea sa. Așa cum ați văzut și din reacția mea publică de astăzi, am fost părăsit de Partidul Național Liberal. La început am fost dus cu zăhărelul și până la final am fost părăsit definitiv. Dar acum acest fapt este istorie din punctul meu de vedere, pentru că eu trăiesc în prezent și gândesc exclusiv pentru viitor. Așa cum a spus și domnul președinte, este foarte adevărat că în acești 3 ani de mandat am fost în tabere politice diferite. Însă am avut capacitatea să ne punem pe primul loc interesele comunităților pe care noi le conducem și proiectele pentru dezvoltarea comunităților noastre. Și am amintit câteva proiecte, domnul președinte. În plus, chiar aș vrea să mai completez și cu proiecte europene pe care am putut să le depunem împreună, și avem prin proiectele europene, prin Direcția Generală de Protecție a Copilului, cred că 4 proiecte depuse împreună și sunt convins că le vom duce la un bun sfârșit. De asemenea, așa cum a anticipat și domnul președinte, investiții și surse financiare pentru reabilitarea spitalului au venit și în trecut și au venit și în acest an. Și chiar în acest an ne aflăm în plin proces de modernizare și de înlocuire a rețelei de canalizare de la subsolul Spitalului Municipal de Urgență Roman, o investiție absolut necesară și pentru care am discutat cu domnul președinte și imediat ce am propus alocarea acestei sume s-a și materializat acest lucru. Toate aceste investiții pe care s-au făcut la spital sunt completate de proiectul european pe care l-a depus Primăria Municipiului Roman pentru crearea unui centru imagistic modern la Spitalul Municipal de Urgență Roman, proiect care se află în implementare. De asemenea, ne-am implicat și în proiecte educaționale și cred eu că sunt proiecte mari pe care nimeni nu le poate contesta. Vreau să fac și câteva precizări legate de ceea ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Pentru că eu cred că munca mea de 3 ani și sacrificiile pe care le-am făcut și poate multele momente din activitatea mea în care mi-am neglijat familia nu pot fi aruncate la coșul de gunoi al istoriei. Faptul că am fost demis din această funcție fără a fi măcar atenționat sau și într-o speță pe care nu cred că trebuie să o mai reamintesc, opinia publică deja o știe și oamenii de bună credință și-au format deja o opinie, cred că nu a fost nici elegant și nici principial. De aceea, având dreptul să contest acest ordin, deja am demarat această procedură de contestare și în instanță aștept primul termen pentru a se soluționa suspendarea și respectiv anularea acestui ordin. Și acest lucru l-aș fi făcut oricum, oriunde m-aș fi aflat. Pentru că
a lăsa aceste proiecte pe care municipiul Roman le are în implementare acum pe mâinile unei administrații în această dinamică și în această ezitare din punct de vedere al conducerii primăriei, poate ruina în aceste câteva săptămâni munca depusă în cei 3 ani. De aceea am încredere totuși că echipa mea din primărie nu va lăsa să se întâmple aceste lucruri. Am încredere că voi fi repus în funcție și spun aceasta nu pentru că vreau să impun ceva, ci mă uit ceea ce s-a întâmplat în țară și am colegi primari din țară care au trecut prin ceea ce trec și eu. Și aici mă refer la doamna primar de la Sibiu, domnul primar de la Pitești, doamna primar de la Reghin, care au trecut prin aceleași suferințe prin care am trecut și eu. Și toți au fost depuși în funcție și se află azi în postura de primar. Asta tot, n-am înțeles de ce s-a așteptat până în ultima săptămână înainte de a-mi depune o candidatură să emită ordinul. Da, asta vom vedea ce va fi pe viitor. Pentru că eu cred că noi, ca și primari, respectiv oameni de administrație, președinte de Consiliul Județean, am fost aleși pentru a face tot ce ne stă în putere pentru a crește confortul cetățenilor noștri. Astăzi nu doresc să prezint un program politic. De fapt, programul cu care voi veni va fi un program administrativ. Ca și până acum, de altfel m-ați cunoscut și ați văzut ce fel de proiecte am promovat. Îmi doresc să închei cu succes proiectele pe care le-am început, îmi doresc să implementez proiectele pe care le-am pregătit în ultimele luni în biroul din primărie și deja la nivelul primăriei lucrăm pentru proiectele pentru exercițiul financiar 2021-2027. Sunt proiecte care privesc viitorul Romanului, este o strategie bine pusă la punct cu specialiști din toate domeniile și se referă în primul rând la o strategie axată pe atragerea de fonduri europene. Pentru că este important ca o comunitate să aibă grijă de confortul locuitorilor din acea comunitate, să aibă grijă de sănătate, de serviciile publice, de serviciile sociale și să facă tot ce este mai bine pentru bunul mers al acestei comunități. De aceea îmi doresc să fiu în continuare primarul municipiului Roman. Am demonstrat în acești 3 ani ceea ce am făcut și sunt convins că în următorii 4 ani municipiul Roman va fi un municipiu etalon, un municipiu de referință pentru multe alte municipii, pentru că deja municipiul Roman și-a depășit cu mult statutul de oraș, de provincie, fiind un oraș care este dat ca exemplu în multe alte comunități din țară. Mulțumesc, domnule primar, și pentru că alianța de aici, de la Roman, care va susține candidatura domnului primar, se numește Alianța pentru Roman 2020, dați-mi voie să-i salut și să îi prezint aici de față președintele PSD Roman, domnul senator Dan Manoliu, care este prezent aici, și președintele PP-USL, domnul Dragoș Moroșanu. Bun venit, Dragoș! Mulțumesc! De asemenea, țin să anunț prezența colegilor mei și o să încep cu domnul fost ministru al transporturilor, deputatul Răzvan Cuc, care este și candidatul Alianței pentru Piatra Neamț, candidatul Alianței la Piatra Neamț, și am convingerea că și viitorul primar al municipiului Piatra Neamț. De asemenea, prezent este și deputatul de Roman, domnul Alexandru Rotaru. Bun venit, Alex! Și, nu în ultimul rând, domnul general Stan, așa cum îmi place mie să-i spun, deputatul de Roman, domnul Viorel Stan. Salut prezența primarului de Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa. Bun venit, Dan, aici! Prezența ta e o garanție că aprecierea de care se bucură Lucian Micu în rândul primarilor din județul Neamț este reală și faptul că de câte ori noi doi discutam,
Îmi spuneai să mă uit atent spre Roman, spre Lucian Micu, că e un primar bun și de viitor. Și mă bucur că am ascultat de sfatul tău. De asemenea, vreau să anunț prezența și să-i salut pe primarii din zona Romanului, aici de față. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Înseamnă mult pentru Lucian și pentru mine. Prezența dumneavoastră aici mă bucură și asta înseamnă că l-ați adoptat repede pe colegul nostru, nou nostru coleg Lucian Micu, și că în familia, marea familie romașcană, așa cum vă place dumneavoastră să spuneți, domnul primar Micu își găsește repede locul. Încă o dată eu vreau să-i mulțumesc lui Lucian pentru alegerea pe care a făcut-o. Eu ce pot să vă spun și pot să asigur romașcanii, că împreună cu domnul Micu promit că vom face administrație eficientă și performanță la Roman. Sunt un om de cuvânt și întotdeauna când promit, mă țin de cuvânt. Și promit astăzi aici că vom implementa foarte multe proiecte pentru romașcani și că vom aduce la Roman finanțări și proiecte care va îmbunătăți viața romașcanilor, va moderniza infrastructura, pentru că modernizarea Neamțului, proiectul pe care eu l-am prezentat nemțenilor și pe care eu candidez, înseamnă și modernizarea Romanului. Și asta vreau să fac împreună cu domnul primar Micu, să modernizăm Romanul așa cum merită cetatea mușatină. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Ba da, am anunțat candidatura domnului primar Micu din partea PSD PPUSL la primăria municipiului Roman. Asta facem de un sfert de oră. De când știați de candidatura asta? Care adică candidatura? Ce vedem aici e o oarecare pregătire, o zi, două, trei? Chiar deloc. Nu. Când vi s-a ce vedeți în câteva ore. Ce asta, vedem aici s-a întâmplat în câteva ore. Asta administrație și oameni eficienți. Aia va decide instanța, nu comentez, eu doar am vrut să fac o precizare că am atacat acel ordin. E o informație pe care am vrut să vă dau în premieră astăzi aici. Dar potrivit legii, aveți voie să candidați pentru următorii 3 ani? Din punctul meu de vedere, da. Legislația nu interzice acest lucru. De asemenea, vom afla în momentul în care voi depune candidatul. Și dacă această contestație nu vă va fi acceptată, ce se întâmplă cu candidatul? Haideți să ajungem acolo, pentru că dacă și cu... Eu am convingerea că candidatura domnului Micu va fi acceptată, pentru că legea e lege pentru toți. Și legea nu poate fi interpretată. Legea trebuie doar respectată și aplicată. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru că eu am mai urmărit subiectul prin țară, pentru că nu sunt singurul primar aflat în această situație, vreau să vă spun că până acum 4 astfel de contestații depuse împotriva candidaturilor au fost deja respinse de instanțele de judecată și acești primari sunt validați candidații ai partidelor. Și sunt din partea tuturor partidelor, ca să ne înțelegem, nu doar de la un singur partid. Dar în cazul, haideți să luăm partea mai... În cazul vom vorbim ajunge atunci. La acel moment. Vorbim atunci. Dacă mai sunt și alte întrebări... Eu cred că alegerile locale sunt despre oameni și omul care candidează la o funcție în administrația publică locală este cel care trebuie să reprezinte comunitatea. Însă, întotdeauna un primar are nevoie în spate de un consiliu local. Și ați văzut ce a însemnat faptul că de-a lungul mandatului meu, chiar dacă a existat o majoritate largă din partea unui partid, marea majoritate a proiectelor au trecut în unanimitate de voturi pentru că au fost proiecte importante pentru Roman.
Însă, în condițiile în care nu ai un partid important în spate și nu poți să ai un consiliu local în spate care să te ajute în promovarea proiectelor, în loc să-ți canalizezi energia pentru implementarea acestor proiecte și atragerea de noi surse de finanțare, trebuie să stai să faci politică și negocieri. Și acest lucru consumă foarte mult timp, foarte multă energie și cred că alături de Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020 putem să obținem la Roman un număr de consilieri care să ne dea o majoritate în Consiliul Local al Municipiului Roman, astfel încât să putem să facem administrație și nu politică la Roman. Aș mai avea o întrebare. Credeți că aveți un contracandidat puternic în acest moment? Și dacă domnul Leoreanu va veni cu un candidat din partea PNL, având susținerea sa în spate și având un feedback că romașcanii au avut foarte mare încredere în el, credeți că, nu știu, veți putea contracandidat această... Odată ce mi-am asumat această candidatură, eu am încredere în ceea ce pot eu să fac. Am încredere că ceea ce am făcut în ultimii 3 ani reprezintă o garanție a cuvântului meu și a omului Lucian Micu în fața romașcanilor. De aceea, singurii care vor decide și vor lua cea mai bună alegere vor fi romașcanii prin votul pe care îl vor da, iar tot ceea ce le voi propune eu romașcanilor nu va fi altceva decât proiecte pentru dezvoltarea municipiului Roman. Finalizarea proiectelor începute, continuarea proiectelor începute, pentru că eu nu am început proiecte care să se finalizeze în campania electorală, ci proiectele au fost începute pe măsură ce am obținut toate avizele și toate actele necesare, de la gândirea unui proiect european și până la finalizarea acestuia pot trece 5, 6 sau chiar 7 ani. Și atunci, de aceea spun că este nevoie de continuitate, este nevoie de un om care știe ce are de făcut la conducerea primăriei municipiului Roman, astfel încât acele proiecte să nu aibă sincope în implementare. Și foarte multe din proiectele care sunt depuse, și dacă vreți, cel mult așteptat al cinematografului Unirea, care se află acum în evaluare și pentru care deja am început pregătirea terenului. Cine a fost pe acolo prin zona a văzut că deja garajele au început să fie îndepărtate. Pregătim practic terenul pentru vista la fața locului echipei de la ADR în vederea semnării contractului de finanțare. Sunt proiecte care trebuie să se realizeze în timp, au un anumit termen de implementare și de aceea, așa cum am putut în 2017 să duc la bun sfârșit proiectele începute, să încep altele noi, la fel trebuie aceeași persoană care să știe ce are de făcut în primărie și să poată duce mai departe aceste proiecte. Mulțumim! Aș avea și eu o întrebare, dacă se poate. Mai mulți liberali au început să părăsească partidul, nu neapărat să meargă la alte partide, sunt care pleacă și la alte partide. Ce transmiteți colegilor dumneavoastră care au rămas în PNL? Ce trebuie să facă ei ca să nu rămână 3 în sediu? Nu, prefer să nu discut despre acest lucru. Fiecare dintre ei au capacitatea de a decide singuri. Eu am avut o relație extraordinară cu mulți oameni de acolo și ar fi o lipsă de fair play din partea mea să fac discuții vizar de acest subiect. Toate discuțiile pe care le voi face eu de aici încolo vor fi discuții strict bazate pe proiecte de dezvoltare a României. Mulțumim, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc mult pentru prezență, mulțumesc mult tuturor și domnule primar, domnule președinte, mult succes! Doamne ajută împreună pentru dezvoltarea neamțului și a României. Doamne ajută!